Da, deci sunteți aici, da? Sunt puțin dezorientat, că e magia sărbătorilor și pe asta te ia la cap, da? Sunteți aici pe canal B, da? Păi turcii au canal D. De ce să n-am și eu canal B? De la Bendea, Nicu Bendea. Bine ați venit pe canal, să rămână de abonare. Ori suna clopotele dimineață, s-or tras clopotele că trebuie să intre Bendea cu materialul. Cafea, din ceașca făcută de Dan Negruț. Irogravată. Până mai avem pădure, o punem pe cană. Ok, da, bravo. Cafea dată de cineva din America, așa s-o semna pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Someone, someone, someone like you. Să fii sănătos, Doamne ajută, cafea. Fără cafea nu funcționăm. Ăsta e paradoxul. Fără cafea nu funcționăm și cu pălincă funcționăm prea tare, dar nu dăm randament. Tătie bune? Gata pregătirile, ha? Vine Crăciunul și trebuie să... Uite, am primit și eu, nu de pe buymeacoffee, varză murată, nu țin mult că rupe nasul, așa de bine miroase că dacă îi storci frunzele, poți să faci un cocktail de moare, de la șarii din Palatca. O venit săraca azi dimineață, nu ea, l-o trimis pe Diozu, Diozu, cu ochelari aburiți, cu mască pe față, singur în mașină. Asta înseamnă corectitudine, șarii din Palatca și foi de albiniță. Mă, ne-o scos, să dea Dumnezeu sănătate. Asta înseamnă să ai sprijin, să ai prieteni, să ai ajutoare, că nu poți să le faci pătate de unul singur. Mă rog, dacă ai făcut pălincă, dacă ai făcut friptură, alea le poți rezolva de unul singur, dar până le faci pe astea, că vedeți, vedeți și în Parlament, în prima zi, de unii singuri nu s-au putut. O trebuie să fie toți la oaltă să se certe. Mă, parcă au fost în prima zi de școală. Eu am crezut că dacă se aliniază astrele astea, Jupiter cu Saturn, știți că au fost planetele, cel într-un mod foarte apropiat, în 800 de ani nu o să mai vedem asta. Voi vă, veți trăi și veți vedea 800 de ani, că sunteți tineri, tineri peste 800 de ani, dar eu nu mai prind. M-am tot uitat în sus. Da? De aia ne uitam noi în sus, că în jos ăștia se certam în Parlament, ca în prima zi de școală. Unii noi aleși nici nu știau pe unde să intre, făceau la poze, se scobeau în nas, Șoșoac a venit cu o ie și bineînțeles fără mască, că ea e scutită, cum ne duceam noi, că avem scutiri, să nu ne pună doamna la educație fizică să face nu știu ce probe, aveam menisc la umăr, nu știu ce, dislocat, așa și Șoșoacă, să nu poarte mască. Doamna Șoșoacă, masca v-ar avantaja. Estetic vorbind, nu, dar trebuia să facă scandal ăștia de la aur. Au pus președinte de ședință pe unul de la aur de 78 de ani. Bă, de 78 de ani, decanul de vârstă. Așa trebuie, așa. Mai avem și noi cutume. Avem o tradiție parlamentară de a-i batem pe englez la cur. Și ăla, la băiatul ăla, eu fost somn, la 78 de ani, o da cu porcul, zice, gata, mai facem și mâine ședință. Lasă că 4 ani eu mai avea vreme. Ce vă grăbiți din prima seară? Da, se grăbeau liberalii mai ales. Orban era stresat, nu știa dacă mai are o cameră sau nu. 4 ani, Ludovice, dă-i cu chitara, 4 ani ești asigurat, ai cameră, mă, și nu orice cameră, camera deputaților. La Senat, doamna Anca Dragu, mi-e dragu de Anca Dragu, prima femeie din România, șefă de Senat. Adrian Năstase nu a comentat, el a fost la camera deputaților, da. Asta este, să vedem. Ce-o fi, ce-o ieși. Acum urmează, au bătut palma pe alianță, pe guvern, pe acordul de guvernare, fiecare își alege omul potrivit la locul potrivit. Să vedem. Până acum știm concret că la păduri și la mediu va fi prietenul nostru Tanțoș Borna. Aferim măria ta, îi bine. Pădurile sunt, să zic așa, pădrujbe bune. Și cum plânge brăduțul, pădure, pădure, când îl taie jogărul, pădure, pădure. Da, nu putem noi planta cât pot ăștia tăia. Dar dacă Tanțoș Barna, știți, vitezomanul, ăla care o fugit și să scape de, că nu avea declarație pe vremea lockdown-ului, a zis că merge la București din interes de servici, n-avea niciun interes. O plătit o amendă și asta e. Da, își împar funcțiile, că avem de unde. Are balta pește. Piedone, acum, nerușinatul de piedone la sectorul la care el primar vrea să suplimenteze schema cu încă 200 de persoane. Schema de la personal, să o mărească cu încă 200 de persoane, de angajați de funcționari, plătiți din banii contribuabilului, că mai are destule rude și destui prieteni ca să-și angajeze acolo. Că numai așa merge treaba. Dacă nu ai un șogor, dacă n-ai un cumnat, o verișoară de mătușă, de frate, nu merge treaba. Da? Acum, 31 de ani, pe 22 decembrie, în 89, scăpam de un dictator. Bă, dar de ăștia, când scăpăm, te votăm, tot ei ies.
cum am votat, ce am face, tot ei ies. Și dacă ies alții, iau năravul de la ceea din față, mă. Bă, dar nu știu ce să mai zic. Mai bea o cafea, mai miros niște varză de la Shari Cafea, buymeacoffee.com/NicuBendea. Mulțumesc anticipat. Știu că magia sărbătorilor vă va face generoși. Oricum sunteți generoși că m-ați ales pe mine să vă uitați aici la canalul ăsta pe care în fiecare dimineață de luni până vineri mă screm, vorba elefantului, mă screm ca să vă dau știri senzaționale, cum ar zice maestru Condurățeanu, omul de pe zebră. Știri senzaționale comentate în mod ironic. Dar nu ironică mi s-a părut reclama la Pepsi. Ați văzut reclama? Eu oricum nu beam Pepsi, dar de când l-am văzut pe Fuego în reclamă, nu mai beau nicio băutură de asta agitatoare carbogazoasă. Fuego în reclamă, vă rog să vă uitați. Fuego, îmbrăcat cu o helană, că zici că e călugăr cistercian, cu ochelari și grizonat, în baie. Nu știu, după ce a făcut treaba mare, înainte era constipat, n-avea integrame, haba, vorbește cu el, pentru că zeii își vorbesc lor. Vorbește cu el în oglindă și spune că nu o să aibă conăcerte, vaza o să-i rămână goală, că nu o să mai părinească flori de la admiratoarele de peste părut. Dar din orice să facem bucurie, măicuță să o enervaze ce ți-am zis, să bei ceai de iasomie, de valeriană, să te mai calmezi și tu, că n-ai la cine cânta acum și tu faci reclamă la carbogazoase. Să agită și Fuego ca Pepsi, da, pentru 20-30 de mii de euro, cine nu s-ar agita? Reclamă la Pepsi cu Fuego, în altă reclamă îi lângă Bărad și își toarnă dintr-o doză de Pepsi, dintr-o doză de Pepsi își toarnă într-un pahar de șampanie. Vă dați voi seama? Vă dați voi seama, mă, unde s-a ajuns cu reclama asta? Stați un pic. Unde s-a ajuns? Fuego o reclamă la Pepsi. Ce va urma? Ce va urma? Ziceți și voi. Ce artiști să facă reclamă la alte băuturi carbogazoase? Se pare că prințișorul Micula a vorbit cu părintele Pomohaci să facă reclamă la Adria. Drag nimie, Adria, că-mi place cum o iubeam. Da, dacă ți-i ciocanul curat, mai încet. Dacă ți-i ciocanul curat, poți să faci reclamă la orice. Și eu am lucrat cu băieții și cu colegii ieri și cu fetele să facem o reclamă de sărbători. O să vedeți. O ieși ceva de Hollywood. De Hollywood. Ce să facem? Asta e. Ne descurcăm cum putem. Nu suntem toții Fuego, nu suntem nici măcar Raul, nici măcar Ștefan Bănică Junior, dar ne silim să fim prezenți în fața voastră cu materiale noi. Că de-aia e internetul. Aici pe internet să face selecția, domnule. Dacă ai idei, dacă ai așa, merge treaba. Da, probleme. Tot timpul probleme, agitația sărbătorilor, o cafea de la Someone din America. Vă las, că aveți atâtea de făcut, covoarele zbătute, geamurile șterse, pădulapuri ați ajuns, trebuie șters și praful de pădulapuri, ai, este mult de muncă. Nu vă rețin, de-aia am zis ce am avut de zis până acum, spor la curățenie, spor la ce faceți, să vă iasă cozonacii bine, dacă nu să-i comandați de la catering și să nu veți băuturi care bogazoase, că vă ceară tămăicuța. Mai bine o moare de pe varză de la prietena noastră Șare din Palatca, dacă aveți, dacă nu ne resemnăm și cu o pălincuță. Zi frumoasă, ne vedem și mâine, că numai mâine nu-i poi mâine. Și colindătore la noi e la poartă, să-i primim cu drag. Nu mai vine nimeni acum cu colinda, nu mai vine nimeni. Și ăștia de la Banca Transilvania am fost să scot niște bani, că vorba aia, fără bani nu-ți prea dă nimeni produse. Sau cum e vorba românească, zice, cu bani orice proște cumpăra. Ei, eu fără bani n-am învățat încă. Și bună dimineața! Și... asta e studio, domnule, studio interactiv. Și mi-au dat, am scos bani și mi-au dat în bancnote de 10 lei. Bancnote de 10 lei, parcă știe domnul Ciorcilă, bosul de la Banca Transilvania, că urmează să-mi vină colindător și să am bancnote, să am bani mărunți, să le dau la colindător. Nu, dragă, o să mă duc în mall și o să ascult o oră de colinde și o să mă duc la casă și o să dau acolo 10-20 de lei pentru colindătorii care ne-au colindat din difuzoare. Astea o să fie colindele în anul ăsta. Colindătorii o să-i găsim în supermarketuri și mall-uri. Audio doar, nu? Auză. Grupă de maxim 6 persoane cu distanță de 2 metri între ei. Păi ce înțeleg? Vin aia săracii, copilașii mici, nici nu se mai aude. Începe unul o colindă până ajunge la celălalt, ăla zice din altă colindă. Asta e, ne adaptăm. Vorba lui Arafat, ne uităm pe geam. Ei. Ne uităm pe geam.
să vedem cum se aliniază planetele, sateliții și antenele lui Elon Musk. Dar chiar îl închei acum, nu? Servus, o zi frumoasă, numai bine. Servus!